Ne-am întors, nu mai avem foarte mult timp până la finalul emisiunii, dar v-am promis că aflăm astăzi care sunt trendurile și tendințele pentru sezonul estival 2015 în make-up de la Georgiana Brașoveanu, make-up artist. Bine ai revenit la emisiunea Lifestyle, Georgiana! Bine v-am regăsit! Mulțumesc, cu drag de fiecare dată! Cu mare, cu mare drag! Mulțumesc și Andreei că a acceptat astăzi să fie modelul nostru. Mulțumim și Sisi pentru rochia colorată de primăvară ce o poartă Andreea. Vreau să ne spui cum vezi tendințele în make-up pentru acest sezon. Și spunem că le vezi colorate. Cu siguranță. Pentru machiaj, ca și pentru orice altă formă de artă, inspirația se găsește foarte adesea în natură. Și cum este primăvară, da? Sezon primăvară-vară urmează, culorile care sunt afară sunt extrem de inspiraționale pentru o formă de artă. Că este pictură, că este machiaj, că este... Iar pe partea de machiaj se potrivesc foarte bine nuanțele de roz, alb, bleu, galben, culorile deschise de primăvară, dar și culorile pământii. Pentru că... Naturale cumva. Da, naturale cumva. În combinație cu aceste culori vii, dau foarte bine. Ce să îndrăznim să purtăm și nu s-a purtat, de exemplu, în vara anului trecut? Îndrăznim să purtăm nuanțe puternice pe ruj. Și mă refer la culoarea anului, care este marsala. Culoarea care e formată din roșu, bordă și bej sau marouri foarte închise. Are foarte multe nuanțe această culoare marsala, poate fi folosită și mai închisă și mai deschisă. Putem îndrăzni, dacă nu folosim ruj puternic și punem nude pe buze, îndrăznim la ochi o singură dungă dintr-o singură nuanță, colorată de altfel. Și suntem în trend, suntem în tendințe. Uite, pe zona vestimentară, galbenul a prins extrem de bine. Vreau să întreb dacă putem miza pe galben și în make-up. Bineînțeles. Galben cu verde frumos combinat și cu rozuri, bineînțeles. Nu în exces. Galben în exces. Poate mai mult auriu. Înțeleg că o să facem o demonstrație de machiaj de seară, nu? De vară, pentru că și rochia cumva ne ajută în sensul acesta. Da. Da, voi face un make-up tot așa colorat, cum am promis. Voi pune și roz, voi pune și galben, voi pune și albastru. Cu siguranță va ieși ceva foarte colorat, dar foarte frumos. Ce ne recomandă pe timpul zilei, vara, când este destul de cald afară și transpirăm? Mare atenție, latent pe timpul zilei, pentru că este vară, așa cum ai spus, transpirăm și e nevoie de fond de ten fluid sau creme BB. Nu încărcăm tenul sub nicio formă, mare atenție și la pudră, să fie cât mai pulbere dacă o aplicăm. Blush-ul la fel, în nuanțe roz, pale, în așa fel încât să nu se cunoască foarte, foarte tare pe ten. E nevoie de multă naturalețe. Anul acesta toți make-up artiștii vorbesc despre natural, nu neapărat nude, dar natural. Asta înseamnă că putem accentua tot ceea ce avem noi natural. Să umbrim zonele care sunt de umbră, să înrozim buzele și... Să mergem pe sprâncene nu foarte grafice, ci mai naturale și puțin mai groase decât se purtau anul trecut și foarte accentuate se purtau anul trecut. Ai de unde să le dacă scoți am avea groase, de unde, da. Bine, din make-up se fac. Corect. Hai să trecem la treabă, pentru că timpul e relativ scurt. Știu că tu ai pregătit deja tenul. Da, l-am pregătit, așa cum spuneam, cu un fond de ten fluid, chiar dacă este machiaj de seară. Blush-ul este un roziu. Am făcut un pic de contouring tot din fond de ten. Contouring-ul se face și pe din fond de ten și din pudră. Eu l-am făcut din fond de ten ca să nu încarc foarte tare tenul cu pudră. Am subțiat puțin zona. Știu că m-ai învățat și pe mine de curând ce să fac și cum să fac. Subțiem puțin zona obrazului, tocmai pentru a crea efectul acesta de lungime și față ovală, care este fața perfectă în make-up. Am înțeles. Hai să vedem. Eu mă apuc de treabă. O să încep cu acel bej frumos. Am o pensulă specială pentru zona de umbră.
Începem cu zona aceea imediat de sub Sprânceana, nu? Da, zona Pliului se numește. Toți make-up artiștii au o anumită tehnică. Eu aici încep. Îmi place să încep machiajul din zona aceasta de umbră. Așa mi conferă mie încredere că machiajul va ieși foarte bine. Acum, dacă stau să mă gândesc, cred că voi ați mai lucrat o dată împreună, nu? Da, am făcut un machiaj de Halloween. Așa. Nuanțele calde, într-adevăr, sunt foarte folosite primăvara și vara, bineînțeles. Deci putem îndrăzni să purtăm culoare, pentru că, sinceră să fiu, n-am văzut foarte multe persoane care să adopte un machiaj foarte colorat. Uitați, deja i-am încălzit foarte frumos ochii. Urmează să punem rozul. Vorbim de o vârstă anume la care ne putem permite aceste culori sau machiajul nu are vârstă? Poate cu cât este mai intens, cu atât este mai tânăr. Cu înaintarea în vârstă, e bine să folosim un pic mai pal culorile. Dar ca și tehnică, și smoky este un machiaj foarte bine purtat de noi toți, de altfel, de toate doamnele și domnișoarele. Smoky se folosește și în această primăvară-vară, chiar dacă este un machiaj intens, dar se folosește un pic mai neglijé și toate culorile folosite să fie pe nuanțe calde și mai pale. Și nu foarte grafic făcut smoky. Am înțeles. Miranda Kerr are diferite apariții, cu toți o cunoaștem pe Miranda Kerr, în smoky neglijé. Ei stă foarte bine. Chiar vreau să te întreb dacă are importanță forma ochiului. Da, are importanță. Bine, în smoky poate să aibă orice formă ochiul, pentru că smoky-ul ridică foarte mult ochiul. Dar pentru alte tipuri de make-up contează să nu fie aproape. Ea are ochii aproape perfecți pentru make-up, Andreea. Nu are pleapa căzută, mi-e ușor să folosesc culorile cât vreau eu, până unde vreau eu. Zona pliului este foarte bine definită, în așa fel încât i-am făcut acea zonă de umbră frumoasă. O să intensific un pic rozul aplicat deja. Am folosit o nuanță pale, acum o să pun o nuanță un pic mai închisă, să mai intensificăm un pic. Dunga de tuș nu o să se demodeze niciodată și aceea este foarte folosită. Și nu contează sezonul, important e să știm să o asortăm. Și să știm să o dăm corect. Da, și asta. Că e destul de dificilă operațiunea. Mie îmi place foarte mult tușul. Îl folosesc în machiajul meu. Cred că ai observat deja. Da, da. Și bine, se și vede, se și simte că e cu simț de răspundere așa utilizat, ceea ce contează foarte tare. Am colorat-o deja pe Andreea. Urmează să trec și pe ochiul ăsta. Întorci un pic, te rog, capul, îmi spune. E bine să îndrăznim, însă mare grijă totuși cum, cât de mult îndrăznim. Chiar dacă punem culoare multă, e important să cunoaștem o anumită cromatică, să nu le amestecăm aiurea. Să nu se murdărească culorile între ele. Nu toate culorile se combină și dacă le combini nepotrivit, dau o notă de murdărie.
Apropo de dunga de tuș, pinapul. Pinapul este cel mai des folosit cu dunga de tuș. Și iarăși este un machiaj frumos și care nu se va demoda. Și mie îmi pare că e foarte de vară pinapul. Da, nu știu este, de ce. Este. Pentru că de obicei vine cu o vestimentație la fel foarte veselă, colorată. Sau cu alb purtat pinapul. Așa cum purta celebra Merlin. Merlin nu avea fadurile de pe vremea noastră. Ea folosea cu ceară și își făcea fondul de ten dintr-o ceară. Era extraordinar de deșteaptă și a lansat industria frumuseții, zic eu, foarte, foarte bine. Cu ce intervii acum? Iluminatorul din centrul ochiului, care este un alb cu nuanțe de galben, auriu. Cum îți alegi produsele de make-up? Produsele profesionale de pe piață care le folosesc make-up artiștii, clar sunt cele mai bune, în sensul că nu putem folosi toate produsele care sunt în magazine pentru machiaj profesional. Trebuie să fie produse profesionale, făcute în tehnologia actuală. Hai să te ajutăm cu lavaliera. Ca în orice alt domeniu, tehnologia machiajului și a produselor este foarte, foarte bine dezvoltată. De asta e important să folosim produsele. Dar spune-ne, de exemplu, pentru seară, pentru vară, dacă ne recomanzi farduri mate sau farduri sidefate? Ambele sunt variante corecte, numai sunt bune, numai că trebuie aplicate corect. Niciodată nu o să punem pe zona pliului fard sidefat. Niciodată. Este o greșeală în make-up. Aici totdeauna trebuie umbrit această zonă cu un fard mat. Pe pleoapă poate fi pus atât fard sidefat cât și fard mat. Asta depinde de preferințele fiecarei persoane și cât de mult consideră că stă bine cu sideful, iluminează, clar, foarte, foarte mult ochiul. Iluminăm și zona de sub sprânceană, care este foarte importantă în make-up. Dar la fel nu trebuie exagerat. Și aproape ne apropiem de finalizare pentru... Voi face puțin blending, adică amestec între culori. Unde mi s-au întâlnit culorile. Folosești ca bază de machiaj? Baze special create, baze profesionale pentru make-up, care sunt de altfel foarte importante pentru un machiaj rezistent. Dacă ai nevoie să ții un machiaj de dimineața până seara, chiar și noaptea, e nevoie să folosim bază în machiaj. Baza și iluminează-te, nu ascunde din probleme ce pot apărea pe ten și în același timp, fiind cu silicon, orice bază trebuie să aibă silicon, prinde foarte bine fondul de ten, așa fel încât să nu migreze de la căldură, transpirație și alte probleme.
Care e pasul următor? Pasul următor Andrei este să fac zona de jos. Să machiez zona de jos a ochilor. Și aceea va fi colorată. Și aceea va fi colorată. Folosim și albastru, bleu de care vă spuneam, care este albastru cerului. Privire în sus. Sperăm că Andreea nu lăcrimează, pentru că am văzut că are niște mici probleme cu ochii. Da, în toată tocmai lumea de aceea există foarte ușor la make-up asta, da. Ca să vadă și domnii că nu e chiar ușor să fii femeie. Și produsele, ce spuneam de produse profesionale, cu cât sunt mai bune, cu atât se evită problemele de genul acesta. Bine, sensibilitatea ochilor, dacă este... Și diferă de la persoana la persoană în mod cert. Andreea, să-ți las ochii ăsta în pace. Un pic. Gene false, la fel. Eu mizez pe smocuri. Banda este foarte frumoasă, dar îți demască efectul acela de artificial. Artificial, da. Pe când și mie îmi plac foarte mult smocurile, acelea micuțe smocurile... de gene false, care pui... puse ușor doar pe exterior, da. Sunt și pui cât vrei tu, construiești frumos. Cât vrei tu, poți să lași numai în exterior ochiului, poți să construiești toată geana, dar... Poți să le pui unele peste altele pentru a intensifica, dacă vrei mai mult volum. Sunt foarte ușor de folosit și... Ce te-a îndrumat spre meseria aceasta, Gărgeană? De când mă știu machiez, când eram la liceu. Serios? Da. Dar o perioadă am lăsat partea asta cu make-up deoparte. Nu știu de ce, nu știu să vă spun de ce. Am plecat către facultate, am avut alte priorități. În facultate macheam colegele de cămin. Toată lumea știa că eu machiez. Făceai și un bănuț? Bineînțeles, bineînțeles. Din asta, da? Foarte bine. Trebuie să-mi caut tușul. Stai așa să facem... Iertați-mă. Te țin legat. Putem folosi atât un tuș negru, cât și un tuș maro. Sau, mă rog, un eyeliner, neapărat tuș. Voi folosi maro, tocmai pentru căldura aceasta de care vorbeam mai devreme. Nu știu dacă mai stă asta. Da, hai să încerc să-ți pun la valiera. Tare ne-ar fi prins bine o lavalieră cu o clemă, să nu ne... chinuim foarte tare. Andreea, o să te rog ochii închiși. Va trebui să finalizăm cam în 5 minute. Ok. Eu o să atrag de tip și o să spun 7, că știu că nu e chiar atât de simplu să aplici eyelinerul odată. Mai avem rimelul, rujul. Mai sunt câteva etape și am văzut că ți-ai pregătit și... Da, mie mi-ar fi plăcut să pun și câteva gene. Dar dacă nu este timp... Le punem pentru foto și arătăm produsul final pe Facebook. Urmăriți pagina emisiunii Lifestyle și o să vedeți acolo cum arată machiajul final. Și acum vă spuneam mai devreme, vorbim de un machiaj special. Este un machiaj primăvară-vară pentru sezonul 2015, foarte îndrăzneț, foarte colorat. Potrivit modelului nostru, care este și foarte tânăr, și poartă și o rochie la fel de colorată.
Dacă ați fost atenți, cred că puteți fura câteva idei de la Georgiana și puteți aplica, pentru că deja se deschide sezonul nunților și sunt convinsă că multe dintre dumneavoastră, dintre voi, v-ați ales deja ținute colorate, pentru că se poartă multă, multă culoare sezonul acesta, nu doar în make-up, și în produsele vestimentare. Cum stăm? Deschid microfonul. E în regulă. Nu mai avem foarte mult. Din unghiul acesta nici nu văd foarte bine ce se lucrează. Am aplicat deja și eyelinerul, da. L-am aplicat destul de repede, dar cu mai multă atenție este și mai bine. Ce punem? Rimel? Punem rimelul și rujul. Da. Vreau să văd rujul acela spectaculos despre care ne-ai tot vorbit. Marsala, da? Da. Dacă este machiaj de zi, recomand rimel maro. Dacă este machiaj de seară, bineînțeles negru. Negru, nu? Negru. Orice machiaj de zi poate fi transformat într-un machiaj de seară, schimbând culoarea rujului. Dacă machiajul nostru de zi va avea un ruj mai pal, mai nude, mai trandafiriu, mai roziu, îl transform în machiaj de seară, schimbând culoarea rujului în marsala, ruj roșu foarte închis. Georgiana, spune-ne, dacă machiajul de seară și faptul că apelăm la un make-up artist care este specializat, este un machiaj la îndemâna oricui din punct de vedere financiar? Wow, am auzit, întrebare grea. Da, păi am auzit și prețuri năucătoare pentru un machiaj. E foarte adevărat că te face să te simți cu totul specială, un machiaj foarte bun. De altă parte, îl porți doar câteva ore. Da, și bineînțeles notorietatea artistului, cu cât este mai renumit, cu cât este mai bun, cu cât este mai adorat de femei, cu atât este mai scump, am observat. Și bineînțeles, produsele pe care le folosește sunt foarte scumpe. Da, da, și astea cântăresc. Aici este un element extrem de important în machiajul profesional, pentru că produsele sunt foarte scumpe și nu sunt accesibile tuturora. O să folosești și contur? Nu, nu este necesar. Înainte se folosea foarte des conturul pe buze, dar acum, fiind foarte bine definit de fondul de ten deja, eu am aplicat și un pic de iluminator pe zona de sus a buzei pentru a crea puțin volum. Nu mai este necesar neapărat conturul de buze. Depinde de persoană. O mică problemă, că nu găsesc creionul meu preferat de Marsala, dar o să intrăm direct în rujuri, după cum spuneam, bordouri foarte închise. Și îl voi combina cu maro să iasă și mai închis. Alegem rujul potrivit. Trebuie potrivit să fie în funcție cremos, de... trebuie să fie foarte rezistent. Și acesta e în funcție de make-up. Dacă machiajul este mai fluid și mai light, rujul poate să fie la fel. Mai cremos, mai lucios. Dacă machiajul este mai intens, mai mat, și rujul trebuie să fie mat.
Dacă vrei să creezi volum pe buze, trebuie să pui ruj cremos, măcar pe zonele din centru, sau pui un SIDEF pe zonele din centru să creăm volum. Da, mici trucuri care cred că în timp au ajuns la fiecare dintre noi. Dintre cele care cel puțin s-au arătat interesate de domeniul acesta al make-up-ului. Și eu cred că fiecare femeie, fiecare domnișoară, doamnă care se respectă, a deschis măcar o dată un articol, o revistă care să dezbată subiecte legate de make-up și de tendințe și cum să-ți pui un machiaj corespunzător, cum să-l aplici. Machiajul Andrei poate putea fi purtat și ziua. Dacă aș fi pus, de exemplu, pe nuanță de ruj un roz sau un trandafiriu. Da, un machiaj colorat, așa cum vă spuneam și așa cum vă promiteam la începutul intervenției noastre. Puteți să încercați și voi acasă să vă jucați cu fardurile, dar cu fardurile colorate, pentru că, iată, așa cum ne spunea Georgiana, vara aceasta trebuie să îndrăznim, să purtăm colorat, fără frică, însă atenție cum combinați culorile, aici trebuie să existe o informare și informațiile, o informare și atenție. Informațiile se găsesc peste tot acum. Sunt într-adevăr secrete și tehnici, dar nu se învață decât contra cost. Nu sunt chiar toate se învață în școli, sigur că da, anumite tehnici, dar pentru cunoștințele uzuale, cred că ne descurcăm cu informațiile pe care le găsim în mediul online. În momentul în care dorim ceva spectaculos sau ceva special, putem apela la un make-up artist profesionist. Este aglomerat pentru tine sezonul acesta de nunți? Da, a început să fie. Da, ne apropiem de final, nici timpul nu ne mai permite să insistăm, dar vă promiteam noi că o să vedeți produsul 100% final în fotografiile ce le veți găsi pe pagina noastră de like. Foarte închis, într-adevăr, rujul, special pentru sezonul de vară, dar pentru seară, atenție. Georgiana, poți să iei loc? Da. Ca să ne luăm și rămas bun. Vreau și eu să te văd așa în toată splendoarea ta. Am spus că o să venim cu un artificiu floral, timpul ne presează, nu mai avem timp să o aranjăm. Poate pentru poze, cine știe. Îți mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru demonstrație. Aș vrea să te uiți la cameră, să te vadă cei de acasă și să vadă cum arată acest machiaj, această propunere foarte colorată și foarte veselă. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Lifestyle. Punem și Gene Falzeno. Da. Punem și Gene Falzeno. Urmăriți pagina emisiunii Lifestyle TV, ne găsiți pe Facebook. Sunt Alida Cosma, mulțumesc pentru vestimentație Agnes Toma, Visaria Piatra Neams pentru minunatul decor, hairstyle Eliza Roibu. Toate bune!